Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre puterea cu exponent natural a unui număr natural. Norris și-a propus să calculeze cât stră-stră-străbunici a avut. Fiecare dintre cei doi părinți ai săi a avut la rândul lor câte doi părinți. Astfel, Norris are patru bunici care la rândul lor au avut câte doi părinți, de unde rezultă că acesta a avut opt străbunici. Și tot așa, Nori s-a dedus că a avut 16 stră-străbunici, deci 32 stră-stră-străbunici. Numărul stră-stră-străbunicilor l-a obținut calculând produsul la 5 factori egal cu 2, produs care poate fi scris sub forma 2 la puterea a 5 -a. 2 este factorul care se multiplică și 5 este numărul factorilor. Dacă a și n sunt două numere naturale cu n mai mare sau egal de cu 2, produsul numărului a cu el însuși de n ori se citește a la puterea n, unde a se numește baza puterii și n, exponentul. Prin convenție, a la puterea 1 este egal cu a. De exemplu, 3 la puterea 1 este egal cu 3. Și, pentru a diferi de 0, a la puterea 0 egal cu 1. De exemplu, 4 la puterea 0 este egal cu 1. Este evident că 0 la puterea n este egal cu 0 dacă n indiferit de 0. De exemplu, 0 la puterea 5 -a e egal cu 0. Dacă atât baza cât și exponentul sunt 0, operația 0 la puterea 0 nu se definește. De asemenea, 1 la puterea n este egal cu 1 pentru orice număr natural n. De exemplu, 1 la puterea 50 este egal cu 1. Produsul A ori A egal cu A la puterea a doua se numește pătratul numărului A sau pătrat perfect. De exemplu, 9 este pătrat perfect pentru că poate fi scris sub forma 3 la puterea a doua, 9 fiind pătratul numărului 3. Produsul A ori A ori A egal cu A la puterea a treia se numește cubul numărului A sau cu perfect. De exemplu, numărul 27 este un cub perfect pentru că este egal cu 3 la puterea a treia. 27 este cubul numărului 3. Din aplicația următoare vom înțelege mai bine noțiunea de cub perfect. Alfa dorește să-și confecționeze un cub rubic din mai multe cubulețe cu muchia de 1 cm. Determinați de câte cubulețe are nevoie Alfa pentru a obține un cub cu muchia de 5 cm. Cu muchia cubului rubic este de 5 ori mai mare decât cea a unui cubuleț, Alfa a la început un rând de 5 cubulețe. Pentru a completa baza, îi sunt necesare 5 rânduri a câte 5 cubulețe. Pentru realizarea cubului va avea nevoie de 5 astfel de straturi a câte 5 ori 5 cubulețe. Deci, îi sunt necesare 125 cubulețe. Astfel, 125 este cubul numărului 5 și înțelege mai bine de unde vine noțiunea de cub perfect. Ridicarea la putere este o operație de ordinul al treilea și se rezolvă înaintea celorlalte patru operații învățate anterior. 2 la puterea 4, patra ori 5 la puterea 2, este egal cu 16 ori 25, egal cu 400. Și 3 la puterea a doua plus 2 la puterea a treia este egal cu 9 plus 8 egal cu 17. Pot fi efectuate operații cu puteri respectând anumite reguli care ușurează calculul acestora astfel. Pentru a înmulți două puteri cu aceeași bază, păstrăm baza și adunăm exponenții. 2 la puterea 3 -a ori 2 la puterea 5 -a este egal cu 2 la puterea 3 plus 5. Pentru a împărți două puteri cu aceeași bază, Păstrăm baza și scădem exponenții. 3 la puterea a 7 împărțit la 3 la puterea a 5 este egal cu 3 la puterea 7 minus 5. Pentru a calcula puterea unei puteri, păstrăm baza și înmulțim exponenții. 3 la puterea a 2, totul la puterea a 4, este egal cu 3 la puterea 2 ori 4, egal cu 3 la puterea 8. -a. Pentru a înmulți, 2 puteri cu același exponent, înmulțim bazele și păstrăm exponentul. 4 la puterea a doua, ori 5 la puterea a doua, este egal cu 4 ori 5 totul la puterea a doua. Pentru a împărți 2 puteri cu același exponent, împărțim bazele și păstrăm exponentul. 10 la puterea a treia, împărțit la 5 la puterea a treia, este egal cu 10 împărțit la 5 totul la puterea a treia. În exemplul următor vom respecta regulile învățate. La subpunctul A, pentru a calcula 2 la puterea 3, -a, totul la puterea a 6, -a, păstrăm baza și înmulțim exponenții. Iar la produsul 3 la puterea a doua ori 5 la puterea a cele două puteri având același exponent 2, înmulțim bazele 3 și 5 și păstrăm exponentul. Pentru a împărți două puteri cu aceeași bază, Păstrăm baza și scădem exponenții. Obținem 2 la puterea a doua plus 15 la puterea a întâi, care este egal cu 19. La subpunctul B, observăm că toți termenii din paranteză au aceeași bază 2 și pot fi scriși ca produs de puteri cu aceeași bază, dintre care unul dintre factori să fie 2 la puterea a 16. Dăm factor comun 2 la puterea a 16 și obținem 2 la puterea 16 pe lângă 2 la puterea 3 plus 2 la puterea 1 plus 1, totul împărțit la 11. Efectuând calculele din paranteză, obținem 2 la puterea 16 ori 11 împărțit la 11, egal cu 2 la puterea 16. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții și probleme.